Medicul care s-a ales cu dosar penal nu a venit astăzi la serviciu. Domnul doctor Iliescu de astăzi este în concediu. Deci dacă aveți cu dânsul o problemă ca să lămurească ceva, doamna doctor nu știe. Deci nu știm nimic, dânsul e în concediu, numai cu dânsul. A intrat de astăzi în concediu? Da, da, e în concediu. Da, ieri a fost la serviciu, astăzi este în concediu. Și nu se știe nimic, ar fi liberat un document, nu e o problemă psihice? Doamne, nu știm. Polițiștii de la biroul arme, exploziv și substanțe periculoase Gorj au depistat că doctorul în vârstă de 60 de ani de la Spitalul Județean din Târgu Jiu a concluzionat în certificatul medical că un bărbat din comuna Urdar este apt să folosească arme și muniții. A ignorat însă faptul că pacientul se afla în evidențele secției de psihiatrie. Polițiștii s-au sesizat cu privire la faptul că un medic din municipiul Târgu Jiu, în urma examinării, a emis un certificat medical pentru o persoană care figurează în evidența secției psihiatrie a Spitalului Județean, ca fiind inapt pentru a deține, purta, folosi arme și muniții. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspect săvârșirii infracțiuni de neglijență în serviciu. Reprezentanții Spitalului Județean Târgu Jiu susțin că nu știu nimic deocamdată despre această situație, dar dacă va fi cazul, vor lua măsuri. Deocamdată, oficial, nu am fost informat de această situație. În momentul în care vom primi oficial din partea organului de cercetare sau oricăror organe o adresă oficială, ne vom supune și vom pune la dispoziția organelor de cercetare tot ceea ce ne va fi solicitat. În momentul respectiv, când vom avea un act oficial, vom analiza situația și conducerea va lua toate măsurile care se impun de legea în vigoare. Infracțiunea de neglijență în serviciu se pedepsește cu închisoarea de la o lună la 2 ani sau cu amendă.